română, decembrie 1989. Satul, comuna Rădășeni, anul de grație 2011, luna septembrie. Îl avem lângă noi pe președintele Asociației de Proprietari Șomoș. Bună ziua, vă numiți? Bună ziua, sunt Odirel Călugărița, vicepreședintele acestei asociații, înființată în anul 2005. Cu ce scop? De ce ați înființat? Pentru ce? Pentru prins fluturi? Pentru să faceți ierbare? Ce să faceți? Cultură? Ce? Este bună idee și cu fluturi, de prins fluturi, dar nu mergeam atât de departe atunci. În momentul acela credeam că o să rezolvăm situația mult mai ușor, să transformăm. Care e problema? Haideți să luăm de la început. Deci a venit Revoluția, da? A venit legile legea 18/91, cu mențiunea că legea aceasta a fost emisă înainte adoptării Constituției din 91 și a altor legi la care fac referire agențiile domeniului statului sau administrația în general locală și județeană. Dar să induceți un pic ideea că ar fi neconstituțională legea 18. Nu, legea 18 este constituțională. Așa. Este o lege specială, da, și urmărește retrocedarea tuturor proprietăților înstrăinate sau, mă rog, luate cu japca, că suntem în termeni pescărești, luate cu japca de regimul comunist. Ideea este că în 91 cetățenii din, nu numai din Rădășeni, dar și din celelalte localități, Bosanci, Horoniceni, Volturești, Grănicești, Bunești, parcă am mai spus Bunești, în sfârșit sunt 11 localități, Fălticeni, au făcut cereri de reconstituire a proprietății. Comisiile locale au aprobat aceste cereri cu amplasamentul stabilit conform registrelor agricole și conform cererilor de intrare în CAP. Aceste ceruri semnate uneori cu degetele strânse între uși. Și s-au aprobat aceste cereri pe vechiul amplasament, s-au emis adeverințe de proprietate, hotărârile Comisiei Județene din 91, nu l-am emis noi, asociația, ci Comisia Județeană. Așa. Sunt hotărâri din 1991 pentru toate aceste 11 comune și inclusiv localitatea Fălticeni, orașul Fălticeni, hotărâri care nu s-au pus în aplicare, să spunem, nici la ora actuală. Hotărâri ale administrației publice dintr-un stat de drept, măcar. De o vreme, măcar de drept. Bun, ulterior, să nu lungim, că ne pierdem în amănunte. Da. Aceste adeverințe ar fi trebuit transformate, după părerea noastră, în titlul de proprietate. Și de asta s-a înființat Asociația Șomozu, urmând ca în statutul asociației este prevăzută și administrarea acestor terenuri, în primul rând prin arendarea lor unor pisticultori profesioniști. Lăsați finalul sau scopul dumneavoastră să spunem despre istoricul acestei probleme. Deci, s-au emis aceste procese verbale. S-au emis. Înțeleg că 80% dintre proprietari au și titlul de proprietate. 80% au titlul de proprietate, e adevărat ce spuneți dumneavoastră. Urma să fiți puși în posesie, da? Urma ca acești cetățeni care au drepturi recunoscute, fără probleme, să primească o folosință, să aibă o folosință pentru aceste terenuri. Da. Ori legea 16/94 privind arendarea a apărut mai târziu. Deci a fost un vid legislativ. Neputând administrația să rezolve problema folosinței acestor terenuri, au trecut cetățenii, i-au transformat în asociații. Am înțeles. Ai societății piscicula, societatea care administra aceste terenuri. Să o scurtăm, că nu avem timp foarte mult la dispoziție. Să ajungem la nivelul în care, deci, piscicula a fost desființată, falimentată. Foarte mulți oameni cu care am vorbit spuneau că a fost intenționat falimentată. Este ca după falimentul ei să fie, așa cum de fapt s-a și văzut, luată de altcineva. Este foarte adevărat. Apar în acte publice faptul, apare că pisticula a fost falimentată premeditat, pentru ca se înființa Compania Națională de Administrare Pisticulă și Pescolip, societatea căpușă condusă de domnul Melinte, fost administrator al pisticulei. Deci apare în actele, apare în actele fiscului aceste aserțiuni. Deci aceeași mărie cu altă pălărie, nu? Aceeași mărie cu altă pălărie. Deci s-au schimbat decât proprietarii. Numai că statul a reușit să nu mai fie proprietar. Atunci, la societatea de stat, ar fi fost societatea de acțiuni. Și acum Pescolivul, de fapt, cum să vă spun noastră, valorifică produsele, deci peștele, sigur, pe terenul noastră, nu? Sigur că da. Înțeleg că oamenii plătesc și impozit la terenul nostru. E adevărat. Până în 2008, aceste impozite nu erau obligatorii să fie plătite pe acest fel de terenuri. Da. Și de aceea nici ADS-ul, care se pretindea proprietar, nu a plătit. Dar cetățenii plătesc impozite, într-adevăr.
Ok, să mai mergem prin comună, să mai vorbim cu oamenii și vom reveni cu noastră într-o altă intervenție. Vorbim cu unul dintre proprietari. Vă numiți? Mă numesc Mercurie Ioan, sunt din sat, din comuna Rădășeni. Sunt proprietar, familia noastră deține 4 hectare și jumătate sub luciu de apă și ne zbatem de atâta timp, ca noroc de domnul inginer Călugărița, care s-a ocupat, vicepreședinte, care s-a ocupat de noi, că oamenii vreau să iasă în masă, să iasă la iaz. Și datorită nouă și mie cum și lui, să iasă pentru să protesteze și să se ia cu forța. Și noi tot i-am stăpânit pe oameni, domnule, nu este frumos, am trecut prin procese, dumneavoastră v-a arătat, domnul inginer, v-a arătat actele toate așa, ați văzut dumneavoastră ce inginerie financiară. De aici sunt domni ingineri care ați venit din Galați, din Râmnicu Sărat, au venit pe cursul apei și au făcut vili, mașini. Îl avem până lângă noi pe un alt proprietar. Bună ziua, domnul Grigore. Bună ziua. Să trăiți. Grigore și mai cum? Amarie Grigore. Amarie Grigore. Câți ani aveți? 82. 82? Mulți înainte să fiți sănătos. Mulțumim. Mai merge cu munca? Mai merge? Mulțumesc Dumnezeu. Până în prezent, merge. Este ok, nu? Da. Spuneți-mi, vă rog, sunteți proprietar acolo, la un lac, la un iaz, da, pe luciu de apă. Câte hectare aveți acolo? 81 de ari. 81 de ani numai, nu? Da. Atât de M-am uitat pe la ștras și eu nu văd niciun pește agățat pus la sare. No, iese, dacă nu ne-l dă, de unde, cu și să-l agățăm dacă nu ne-l dă? N-aveți și agățat la strașină, nu? Da, cum să nu, da. De atâția ani de zile de când ne luptăm și nu ne dă. Dar cum a fost? V-a promis că o să vă dea niște pește, nu? O promis că ne dă pește. Am făcut și contractul ei pe 5 ani de zile. Da. Și nu mi-a dat nimic. Nu v-a dat nimic? Nu, nimic. Acum plătim și impozit, am plătit și anul ăsta impozit pentru pământ și tot nu rezolvăm nimic. Nu știu. Ați auzit de Caritas la Cluj, când mergeau oamenii cu banii să se îmbogățească? Nu știu eu de aia asta, da? Okay. Da. Păi și care crezi dumneavoastră că este rezolvare? Toți numai promisiuni și nimic. Nu știu, conducerea asta noastră, cred că doarme în bănci, îți plin de bani, de tot și nu ne dă nimic nou. Niște țărani amărâți, care pământul nostru, de la părinții noștri, care l-au câștigat, cu sudoare l-au câștigat pământul. Și noi nu ne putem folosi de dâns. Ce folos? Că avem titlul de proprietari. Dar degeaba. Numai hârtie, atât. Nu seamănă cu o hoție, nu seamănă cu o tâlhărie? Că în momentul în care cineva îmi ia un bun al meu cu forța, se cheamă tâlhărie, nu? Dar bineînțeles că da. E tâlhărie așa în văzul lumii. La drumul mare. Dar bineînțeles că da. Ce să mai știe? Hoț, așa ca bună ziua. Păi a fost pe aici și se tot spune pe la televiziuni, conducătorii județului de astăzi, că ei sunt suceveni și iubesc sucevenii. Să vă dau un exemplu. Am înțeles că domnul Flutur a fost pe aici în campanie și v-a promis că rezolvă problema. Da, pe el avem bază în el, că domnul Flutur a să ne facă, să ne dea drepturile noastre, nu altul. V-a dat? Nimic. Numai vorbe ne-a dat. Mai vorbe? Vorbă. Atât. Dar a spus la ei să îi spuneți, măi Flutur, măi Gheorghe, tu ești sucevean de-al nostru, de ce nu ne aperi drepturile noastre? A mai fost, au spus probleme de-a lor, că nu se poate, că e trecut sub compania apelor, că probleme de-a lor, care e mână, nu știu cu toate. Păi, na, Grigore, mata e butoiul acolo, da? Da. Butoiul este al meu sau al mata? Eu zic că e al meu. Da. E al mata, nu? Da, l-am cumpărat. Păi cam așa e și cu iazul ăsta. Păi tocmai e clar, ca bună ziua. Lacul este al dumneavoastră, deci mata pui vin în butoi și vinul îl beau eu și eu spun că vinul e al meu. Da. Numai butoiul al mata. Da, da. Cam așa vine vorba. Cam așa vine vorba, nu? Cam așa e că și cu iazul nostru. Cam așa și cu iazul. Tot așa. Adică, noastră aveți iazul. Da. Dumnezeu a pus apa în el. Da. Și peștele e alu Melinte. Da, e alu Melinte, alu Fluturi, alu Fluturi. Mai mult. Bineînțeles că sunt acolo, nu e singur Melinte pe lume. Da, da. Mănâncă da. Toți pește. Mănâncă toți, slavă Domnului. Poate că nu se neacă niciunul cu vreunul de pește. A, pe nu, că îl păzesc, eu numai cei mai bun. Numai cei mai bun, nu? Atâta eu. Da. Cum crezi că trebuie făcut ca totul să fie bine? Cred așa că ar trebui să mergem și la conduceri, să mai vedem o dată și se poate rezolva. Zici că am câștigat. Ce am câștigat? Numai vorbi. Atât. Mai vorbi. Și ei pescuiesc și fac, nu ne dea nici. Nici acum. Dar unde crezi că se duc banii ăștia după pește? Numai ei știu, îl împărțesc ei între ei, că sunt mulți acolo. A, sunt mulți, înguri mulți acolo, nu? Da, sunt mulți care le trebuie bani de pe munca noastră, de pe spatele nostru, așa. Pământ câștigat cu sudoare, nu așa, dar să gândesc
se gândesc la lumea asta a noastră, un țăran amărât, care... Da, nu i-am ales, adică dumneavoastră i-ați ales pe... Da, i-am ales, dar da. N-am știut ce am ales. N-am știut. N-am știut. Vă pare rău acum. Păi bineînțeles că îmi pare rău. Da. Pe 2 octombrie am înțeles că o să aveți adunare generală. Vă întâlniți cu toții acolo, cu toții proprietarii, că sunteți mai mulți. Da, da. Este foarte bine că v-ați organizat într-o asociație. Da. Asta este un lucru foarte important. Și o să le spuneți oamenilor? O să vă întâlniți cu oameni, pentru că vă știți unul cu altul. Da, da, ne cunoștem așa unul cu altul. Ce o să le spuneți? Ce să le spuneți? Că le fie rușini ce au făcut cu noi. Sunt ideea drepturile noastre, măcar cât de puțin așa. Cum dădea înainte, dădea 800 de grame la ar. Era bun, era mulțumit cu atâta. Dar acum de atâția ani de zile nimic și plătim impozit încă. Noi ne-am opus că trebuie să plătim, dacă vrem, dacă plătim, dacă nu. Zic, plătim, domnule, că știm că e a nostru. Bineînțeles. Dar tot nu ne-a dat. Da, Grigore, te las sănătos, te las cu bine și ne întâlnim pe 2 octombrie la adunarea generală a proprietarilor. Vă mulțumesc frumos, străiți mulți. Doamne ajută-ne. Lângă noi un alt proprietar de baltă sau de teren? De teren. De pește nu. Nu, de pește. Nu? Cum vă numiți? Mă numesc Grumăzescu Gabriel. Așa sunteți din Sunt comuna? Din comuna Rădășeni. Am pământ, eu împreună cu tata meu, cu întreaga noastră familie, avem în jur de vreo 2 hectare jumate. 2 hectare jumate? Da. Așa. Și ce cultivați pe el? Ce să cultivăm? N-avem ce cultiva, că în perioada piesbelică, na, au zis că se fac îmbunătățiri funciare pentru irigații, pentru nu știu, s-au fost îndiguit. După ce s-au îndiguit în perioada aia, nu, na, s-au produs pești, s-au închiriat, deci unele societăți, eu știu cum era, nu cunosc chiar în amănuțit așa. Și după Revoluție, na, ca fiecare om s-a dus la suprafața lui de teren. Și să aveam pământul înapoi, nu? Da. Pământul la părinți, la bunici? De la părinți, la bunici, de la moși, strămoși care au murit în pieile goale pe la Mărești, Mărășești. Străbunicul meu chiar a murit în pielea goală, că era la o baltă, cum avusese un atac să scalda. Da. Și au revenit nemții, cum era atunci, na, da, eu n-am fost, dar din ce mi-a povestit bunica mea, că știa foarte bine. În pielea goală au pus mâna pe armă, să apere țara și pământul și copiii care au lăsat acasă. Pentru că România, na, oricum, a fost calcată de multe nații, dar au rezistat. Și acum am ajuns, deci după revoluție... Pământul bunicului care a murit acolo la... A murit la acolo... Apărându-ne pe noi pe toți până un alta, și familia noastră, și familie și pe dumneavoastră. Păi, dar toți avem doar moși care pământul au murit. Pământul bunicului l-ați luat înapoi, nu? Da, am reușit, deci cu... Pe hârtie. L-am dovedit pe hârtie, da. După aia ni s-a eliberat titlul de proprietate, da, care a fost trecut numai într-o parte acolo pe titlul, ca, nu ca ăslalt, da, că așa au fost, cum să zic, problemele intelectuale aia de atunci, așa au judecat. După mari, aia... Mari intelectuali. Da, mari intelectuali, da. Politicienii de azi. Da, da. Așa, după aia, o perioadă ni s-au dat... Că acum dă și-o banul la șobieni, când îi paște oile, îi dă o bucăță de brânză ca să-i pască oile. Ni s-o dat și nouă câte o coadă de pește acolo, din ăștia care le-au ieșit lor, cum să zici așa, mai... Păi nu se poate da crab românesc, poate da fitofag bănuiesc, nu? Da, fitofag, da, pește da, de ăsta, na. Cum da, e iarba. Da, da, am înțeles. Da, că nu e mai altceva. Și o perioadă de timp, eu chiar am fost în Consiliul Local, am fost consilier și în perioada aia, 4 ani cât am fost eu, m-am... Ținut, m-am războit și cu ceilalți consilieri, chiar cu primarul, până la urmă am ajuns și am convins că ei vroiau de atunci, din perioada aia, să ne întrerupă, să nu ne mai dei rata aia, cota aia, cât de mic era așa, dar vreau să nu ne mai dei. Și eu m-am... Am înțeles 1 kilogram pe ar, nu? 1 kilogram pe ar, într-un ar... Păi nici la pisică nu ne ajunge. Na, îi ajunge dacă e născut fără ochi, atunci are 2 zile, îi ajunge să mănânce un... Na, și după aia, în perioada aia când am fost în Consiliul Local, ei au încercat, de atunci, de prin 90 până în 2000, au încercat ca să nu ne mai dea pește. Și eu m-am, fiind cu suprafața asta de teren, cu întreaga familie, fiind chiar și o familie, suntem o familie numeroasă, Grumăzescu de aici din Rădășeni, și nu numai noi, deci vorbesc de gradul 1, de, am înțeles, da. Dar, ca și rude aveți mai mult teren acolo. Aveam mult teren, foarte mult. Da. Așa, și m-am războit, am mers pe la pisciculă, o mai dat vreo 2-3 ani, parcă rețin eu că o mai dat. După aia o stagnat-o de tot. Care e situația de astăzi? Situația de astăzi, dacă te găsești, nu știu, eu n-am mai fost, că
am renunțat și la pământul care l-am pe malul Iazului, că dacă îl pui, nu poți să te duci, că găsești. Știți cum e, că au pilii lor, relațiile lor care îți duc la pescuit și îți farmă, îți strâcă, care nu prindeau pește de-a lor care erau, îți duceai acasă cu sarsanaua, cu rupzacul de porumb, de fiert, da, de fasole. A, să nu pleci cu mâna goală. Da, ca să nu pleci cu mâna goală. Deci, acolo în lac de la Iaz nu luați nimic, porumb dacă puneați, păpușuri dacă puneați, virfurau aia care puneau acolo. A, bine, asta e, ca asta e situația. Și românul muncește în zadar, nu? Noi muncim. Bună, să revenim la bunicul noastră, Dumnezeu să-l dimească, cel care a murit la ofensiva. Trebunicul, da, la Mărești, la Mărești a murit. Și a apărat terenul. Bineînțeles că și l-a apărat, doar pentru asta s-a luptat. Acum noi ne considerăm a fi într-un stat de drept, ne considerăm a fi supuși unor legi, nu? Unor acte normative, care ne apără de hoți, de tâlhari. Am înțeles că ați câștigat procesele până într-un final. Da, din câte... Hotărârea instanței este definitivă și irrevocabilă. Și chiar și, am înțeles că este și executorie. Dacă totuși nimeni din administrație locală, pentru că înțeleg că domnul Flutur a venit pe aici și v-a promis că nu mare acusare, v-a promis că vă rezolvă această problemă. Da, o promis că dacă va ieși dumnealui și o ieși și ministrul agriculturii și în loc să ne rezolvi, ne-o îngropa mai tare. Deci, n-am să-mi țin nimica. De ce crezi că domnul Flutur are atâta ură pe Suceben? Că Suceben l-au ales. Nu are pe toți, că vă care îi ține în brațe, dar din noi o uitat, domnule, o uitat. Eu chiar când am venit ultima dată la noi aici, la Căminul Cultural, și-o promis, oameni buni, dacă o să fiți cu mine, alături de mine, eu vă demonstrez că sunt moldovean, sunt bucovinean și bucovinean iau cuvânt și nu știu și vă ajut. Și am zis, domnul Flutur, am dat mâna, fac să nu fie pentru ultima dată, că pentru prima nu a fost, că am mai dat mâna cu dumnealui, să nu fie pentru ultima dată, că dacă dumneavoastră, măcar n-am zis în total, că nu poate nimeni în totalitate să rezolvi niște probleme la o societate întreagă, dar măcar fac cât de cât, așa? Importantă. Da, cât de cât să ne mai îmbunătățesc și nouă, să ne dea un pic de pește mai mult, să ne dea de mai multe feluri, să fim și noi un pic așa ca să ne consideri ca pe proprietari, nu parcă ne ducem la șerut. Sau să ne dea terenul, de fapt să ne dea nouă lacul celor de la Șomuzu, nu? Și să-l administrăm noi. Da, dacă domnule, terenul este al nostru, nu e normal ca și uzufructul, pentru că apa n-a adus-o nimeni de acasă, nici Flutur, nici Melinte. Apa e de-a noastră, de la Dumnezeu, nu? Așa. Din sus a venit, din ploi, din izvoare. Exact. Din... Dacă terenul este al nostru, dacă copaia este a noastră și la acvariu, poftim, și în el crește pește, nu e normal ca eu să-l administrez? Da, bineînțeles. Na. Noi am pus și problema chiar să rămânem, să rămâi specialiștii care sunt acolo, foarte așa bine. Să rămâi. Felicitări. Și le-am mai pus încă o problemă. Le-am spus, oameni buni, dacă dumneavoastră ați început prima dată cu asociații și cu fel și fel de formalități de astea de a strânge pământul, când ai mai bine pământul când se lucrează în asociații, na, absolut, și într-o familie, dacă sunt mai mulți, lucrează mai repede o suprafață. Așa, și le-am zis, dacă dumneavoastră ați făcut asociații în sud, în vest, în partea aia, și v-ați bătut joc de oameni, așa, și ați ajuns și aici, și noi, chiar dacă v-ați bătut joc de noi, doar puteam și noi, că avem și noi destuli, și sunt oameni care, na, pot să facă, dacă îți plătiți, fac niște chestii, de, nu mai e un pește de acolo, dar noi n-am vrut așa ceva, n-am vrut distrugerea. Na. Că nouă tot ne pune pumnul în gură, că n-am îngrijit livezile. Dar livezile, când eram eu mic, de 1,10 m, atunci s-au pus livezile. O livadă nu ține 100 de ani. Așa este. Na, n-avem ce face. Nu-i codru. Așa este. Na. Și tot ne-a pus pumnul în gură. Și noi am zis, oameni buni, dacă dumneavoastră ne dați dreptul nostru de soluție de apă, că așa la nu e făcut numai de mine sau de ei, e făcut de noi toți. Toți am trăit în perioada aia comunistă. Și am muncit, na, fiecare cum a putut. Și dacă dumneavoastră nu ne dați, cu și curaj mai aveți curaj, că au mai venit de ăștia investitori să ne strângă pământul de pe malul Iazului. Fac și eu, păi dacă nu știu ce, au început să o cârie. Și eu le-am dat și alt sfat. Fac noi, Comuna Rădășeni, cu atâta amar, nu Comuna Rădășeni, că toate comunile din jur au suprafață de teren, suluși de apă, da, dar noi avem, nu știu, și da avem Bosanci. Sute de hectare, da. Toate pământurile astea, e păcat să nu se îngrijească pământurile vecinii de lângă Iaz, și să dea mâncare la pește de pe pământurile noastre. Să iei și acela care are pământ pe uscat și nu are neas. Să nu aduceți din Delta Brăilii sau din unii mama naibii. Da, să aduceți Severin să bine să dă mâncare la pește nostru de la Șeni. Că le-am pus problema, ferească Dumnezeu, că doresc calamități, e gheață. Fac când vine o gheață, în Iaz nu omoară peștele, omoară grâul pe malul Iazului. Sunt mașini care îl recoltează, îl toacă, îl dă în Iaz. Nu se pierde, domnule. Așa este. Nu se pierde. Așa este. Da, dar nu a vrut să mă înțeleagă nimeni.
Vă văd că sunteți, așa aveți gândire de om gospodar, ca foarte mulți oameni de aici. Da, poate alții mă consideră bun, alții mă consideră rău, dar eu gândesc așa că nu-i bine în România asta, că eu am umblat ca multe lume și n-am umblat numai la cum se duc alții. În România asta există o Constituție. Există o Constituție care garantează dreptul la proprietate. Garantează, dar nu ne prezintă, deci se prezintă, când se prezintă probleme. Cum s-ar chema chestia asta? Deci în momentul în care cineva, deci eu am o, nu știu, am o floare în curte, am un strugure în curte. Dacă unul intră fără știrea mea și ia un strugure, cum se cheamă? Asta e, cum se cheamă? E abuz, furt. E furt, nu? E furt, e în momentul care tulburare cineva, de posesie, exact, nu știu, care nu cineva, am. Care cineva îmi folosește terenul meu și ia și bani și toți banii și bagă în buzunare, cum se cheamă? Păi asta e un abuz, domnule, dar e un... Asta nu e numai la unul, că unul n-a, l-ai prins, le-ai mai tras un par, dar e la toată lumea, la atâta mari de omenire. Copiii noștri lucrează prin Spania, prin Anglia, stau... Vin, oasele pe acolo, pe vin strâmbi acasă de la strâns, da. Căpșuni. Așa, și eu am prins într-un loc în Italia, cu câțiva euro, pescuiam în fiecare zi, cât vroiam eu. Iaz natural, nu iaz, deci era pământul tuturor. Și aici, la noi, nu ne dă o bucată de pește, că e pământul nostru, care și eu... Ce să faceți pe 2 octombrie, când o să aveți adunarea generală a proprietarilor? Ce o să fac? O să mă prezint la adunare și ceea ce am discutat aici, să mă pregătesc, acum vin din câmp, de la muncă, da. O să mă pregătesc cu niște argumente mai la zi și o să mă prezint acolo și dacă o să fie televizat sau o să le spun în față la tuturor, oamenii, oameni buni, luați și vă deșteptați, nu vă lăsați să vă bagi mânurile în buzunare, că asta așa vine. Îți bagă mâna în buzunar. Da, eu m-am chinuit și numai eu știu cum am îngropat bunici și asta, părinți, așa ia, câți bani m-au costat și dacă îi cade cum e, na, se ține la noi, la țară, deci se mănâncă pește, sunt sărbători, na, că doar toți suntem sub creștini. Așa ia, dacă vrei să te duci, trebuie să te duci în piață, ți-l cântărești, salut, nu poți să te duci, să-ți iei cota ta, dreptul tău, să faci. Sau dacă vine un musafir la tine, să duci, trebuie să fugi în oraș, să iei un pește, nu poți să fii. La Suceava, zilelor de astăzi, deci în momentul ăsta, peștele tău trebuie să ți-l cumperi de la piață, peștele tău, iar lemnul tău trebuie să ți-l duci să-l iei de la rădăuți, pentru că Suceveanu are și pădure, Suceveanu are și iazuri, Suceveanu are și teren. Am ajuns un fel de sclav pe terenurile noastre? Mai rău, când ești... Mai rău ca sclavii vine. Vine un fel de bataie de joc asta. Ca și cum m-ar lega unul cineva de mâini și unul să-mi deie să gust mere și unul să-mi deie cu biciu peste ochi. Așa vine. Grele vremuri. Sunt niște timpuri care, domnule, nu știu dacă în toată lumea asta, poate eu știu pe la africani, la asiatici, pe acolo pe unii salbatici, poate pe acolo mai este așa ceva, dar eu ca aici la noi n-am văzut. Vă urez să ne revedem sănătoși pe 2 octombrie când aveți adunarea generală și atunci vom discuta mai mult. Bine, domnule, eu vă mulțumesc. Și noi vă mulțumim. Să te iei Dumnezeu să le vii mintea la cap și să gândească că și copiii noștri sunt ca și copiii lor și ar vrea să se bucuri și a noștri. Că ferească Dumnezeu să nu se întoarcă niște treburi. Am vorbit cu oamenii, domnule președinte. E destul de ciudat ce ne spun oamenii ăștia. Totul pare un fel de tâlhărie, un fel de hoție. Este. E adevărat, dar nu am depistat încă toate resorturile, dar sunt suficiente falsuri. Pe da. Care de altfel l-am plimbat aproape pe la toate instanțele, din Suceava, dar nu numai din Suceava. Să înțeleg că aveți probe și pentru faptul că s-a încălcat legea flagrant, adică la nivel de infracțiune? Da, sunt probe, sunt abuzuri, abuzuri contra intereselor persoanelor, sunt neglijențe în serviciu, sunt posibilă bancrută frauduloasă. Eu cred că DNA-ul București știe mai multe despre această problemă, pentru că avem din 2007 există un dosar acolo. Fără să primim niciun răspuns, da, sigur că da. Și este un drept prevăzut de CEDO, dreptul la justiție. Noi avem dreptul să atacăm acea rezoluție a procurorului, probabil, dacă domnul este. Domnul președinte, înțeleg că în acest caz s-au comis infracțiuni cam cât tot codul penal, în afară de viol s-au comis toate. Da, sunt puțini care lipsesc. Deci este abuz de putere până la... Abuz, da? Da, din păcate participă prea mult. Este tulburare de posesie. Este înșelăciune. Este furt.
Păi cine mai trebuie? Este. Și modul cum... Falsuri de fals. Falsuri, evident. O să vă prezint un fals imediat, că se întâmplă și îl avem asupra noastră. Da. Nu asupra lor, nu asupra noastră. Asupra dumnealor este falsul și asupra DNA-ului. Îl cunoaște și DNA-ul. Da. Prin acest fals s-a reușit să se antedateze un înscris, prin care terenurile oficial, terenurile să fie predate la stat înainte de a se încheia contracte de arendă. Noi aveam încheiate contracte de arendă cu piscicultorii în anul 2003. Înseamnă că hoția e de nivel, deci nu e o jucărie, nu e o chestiune de asta care se întâmplă la fiecare primărie cu retrocedarea, că nu-i de acolo, că nu-i de acolo. Deci asta este o chestiune, o mașinație pusă în funcțiune de niște oameni la modul intenționat, nu? Da, este premeditat. Este premeditat totul și este bine gândit. Da. Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol, care s-a considerat proprietar pe aceste terenuri o perioadă de timp, da, a avut încheiat contracte cu birouri de juriști. De avocatură, da. Da, birouri foarte importante. Da. Deși aveau juriști. Da. Ei însă au pierdut câte ceva din vedere și noi aveam niște acte. Da. Și au pierdut din vedere tocmai acele acte. A pierdut din vedere niște hotărâri judecătorești. A pierdut din vedere foarte multe lucruri. Ei, aceste lucruri se întorc asupra lor acum, ca un tăvălug, aș putea spune. Sunt hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, care ne-au acordat dreptul de proprietate, ne-au recunoscut acele hotărâri de validare din 1991 și au obligat comisiile de fond funciar să ia măsuri urgente pentru stabilirea unor măsuri reparatorii și pentru punerea efectivă în posesie. Vezi cum se întâmplă? Diavolul le amestecă, diavolul ne ispitește, cum îi ispitește pe ei, cu bani și cu foloase și cu chiar și cu o saramură de pește. Dar Dumnezeu nu scoate lucrurile la iveală. Dumnezeu dă minte limpede. Am văzut că oamenii au foarte mare încredere în noastră. Nu știu, poate. Spuneți de diavol. O bătaie de fluture, știți dumneavoastră, produce un taifun prin China, probabil. Dar e vorba și un taifun sau așa? E vorba și de altceva. E vorba că diavolul stă de vorba aici și coada în roata gospodarului, la nu știu ce distanță. Sunt interese mari în legătură cu iazului, nu numai de aici. Dar, din fericire, instanța a rezolvat și noi am rezolvat aceste treburi și cu sprijinul presei. Și mă bucură că toți oamenii mi-au spus că au încredere în instanțe, toți oamenii au încredere în justiție. După părerea mea, este un mare pas pe care România l-a făcut. Un amic al meu spunea că am aruncat ciocanul, mai avem de aruncat și secera. Jumate din comunism s-a dus, mai avem de măturat și cealaltă jumătate. Da, sunt convins că sunt oameni în justiție care își fac datoria. Nu o spun asta pentru că mai avem câteva procese, că nu o să avem toți judecătorii care urmăresc această emisiune. Da, am și pierdut procese, dar toți ne-au recunoscut drepturile de proprietate pentru că înscrisurile sunt și chiar dacă instituțiile statului încearcă să ascundă aceste înscrisuri și pentru asta am avut alte litigii și au fost sancționați pentru nerespectarea unor hotărâri judecătorești. Vă propun să mă stăm de vorbă cu oamenii și revenim cu probabil cu o ultimă relatare. Văd că aveți un iaz frumos și o curte destul de frumoasă. Da, este. Cum vă numiți? Amarie și Gheorghe. Amarie și Gheorghe. Da. Amarie și Gheorghe. Ce Gheorghe? Da. Aveți un iaz aici, dar mai am auzit că mai aveți un iaz la vale. Mai avem, da. Nu îl stăpânim noi, îl stăpânește piscicula. Păi, dar n-aveți acte pe pământul acolo? Avem acte pe pământ, sunt titluri de proprietare, adiverențe și nu ne dă niciun kil de pește, nimic. Din contra, noi plătim și impozit pe teren, iar ei iau subvenții. Da. Iau și subvenții, dumneavoastră plătiți impozitul. Da. Noi plătim impozitul și iau subvenția. Și ei mănâncă peștele. Și mănâncă peștele. Da. Am înțeles. Da. Păi, n-ați fost la ei să vorbiți cu ei? Măi, oameni buni, uitați că noi avem titlul de proprietate. Avem hotărâri judecătorești definitive. Nu interesează, v-am spus că dânșii deocamdată iazul lor. E iazul lor, nu? Ia lor. Păi să vă arate vreun act că e iazul lor, v-a arătat vreun act că e iazul lor? N-au niciun act, când vine, ne-am spus că să vină cu acte dovedite, precum că au teren acolo, sub luci de apă. Da, și v-a arătat ceva? Nimic. Ați anunțat organele de anchetă? Am anunțat de anchetă în procese de vreo 7 ani în continuu. Și care a fost, până la urmă, rezultatul? Până la urmă, rezultatul să ne pun în posesie.
Și v-a pus în posesie? Nu, 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 ne pune tot, dar tot prelungesc în continuare. Tot mai fac alte proșeze și nu, nu ne pune. Spuneți-mi, vă rog, noi îi votăm pe oamenii ăștia la, din 4 în 4 ani de zi. Da. Votăm acum președintele din 5 în 5 ani, deja nu mai contează la câți ani. Da. Pentru ce îi votăm? Ca să ne apere dreptul de proprietate. Să ne apere de hoți, nu? Da, de hoți. Din contra că din Consiliul Local nu, nu suntem ajutați. Nu sunteți? Nu. Nu. Dar Consiliul Județean vă ajută? Mi-a promis că da. Dar v-a ajutat? Nu ne-a ajutat, a trimis la București, București trimite acolo și acolo trimite aici să ne, la Consiliul Local să ne pui în posesie. Dar văd că nu, nu mai vine nimeni. De câți ani? De 8 ani. De vreo 8 ani? Da. Păi, dar de când e domnul Flutur, domnul Flutur v-a promis ceva? Da, ne-a promis. Ce v-a promis? V-a promis că o să dea dreptul de proprietate, să dea terenul la oameni. Dar v-a spus că e de sus. A, e de sus? Da. A, de la domnul Băscu sau de la domnul Dumnezeu? De la cine? De la, domnul, de la Dumnezeu nu cred. Nu. Mai de jos puțin. De acolo că au și ei acolo, sunt implicați în... în... A, sunt implicați de sus, de acolo, aici, în, în iazurile de la... Da, de aici, Caracatița asta. Caracatița. Da. Deci e un fel de mafie, până la urmă. Mafie, mafie, mafie. Cei care am văzut acum nu ne-au ajutat. Nu. Nu ne-au ajutat. Nu. Ba mai mult ne-au tăiat și pensiile. Nu. Ne-au tăiat banii pentru copii. Da. Ne-au tăiat banii pentru școală. Ne-au închis spitale. Da. Ne-au lăsat mai puțin polițiști ca hoții să fie mult mai agresivi cu noi. Ne-au nenorocit. Suntem pe buza prăpastiei sau suntem deja căzuți în prăpastie? Cam pe mijloc. Cam pe mijloc, nu? Da. Încă n-am căzut. N-am căzut încă. Probabil că poporul român are o stare, și anume că are o abilitate de a rămâne cumva în picioare, chiar dacă este cotonogit. Știți, câteodată, dacă ajunge la os, trebuie să... Se spune că mămăliga nu explodează. Da, s-ar putea să facă explozie, chiar la Iaz de Vale. Chiar la Iaz de Vale să facă explozie. Da, să facă explozie. Doamne ferește, Doamne ferește. Credeți în puterea legii? Eu nu cred, dar nu se prea respectă. Nu se respectă, pentru nu că... Nu se respectă. După cum se vede, instanțele, justiția v-a dat dreptate. Ne-a dat dreptate, definitiv și irevocabil. Da. Și numai că cei care sunt puși de noi, practic, să pună în aplicare... Să pună în aplicare, nu ne pune în aplicare. Da. Cum e de aici, de la primărie, la Consiliul Local, trebuie să meargă să ne pune în posesie. În posesie. Da. Da. Spune că e apă, nu știu ce. Dar noi nimic, să ne pune... Poate nu domnul primar e frică de domnul Flutur. Poate nu-l lasă domnul Flutur să facă chestia asta. V-ați gândit la și ceva? Ar putea să fie ceva. Da. Dar e mai de sus, mai de la București. Sunt care... Cât de sus? La domnul Băsescu? Nu. Mai jos un pic? De la, în domeniul apelor. Ah, de la ape. De la ape, da. Păi, dar domnul Flutur este prim vicepreședintele PDL-ului. Da. Trebuie să fie, el ar trebui să fie șeful ăla de la ape, directorul de la ape. Știți că sunt mulți. Așa? Buzunare multe? Buzunare multe și vor mult, nu prea. Am înțeles. Se respectă. Dar și noastră sunteți mulți. Și noi suntem 20 de milioane. Noi suntem mulți. Sunteți și noi 20 de milioane. Și ferească Sfântul să nu facă explozii mămăliga. Bună ziua! Bună ziua! Îmi pare bine că ați venit și dorim de mult acest moment. Mă numesc Botezatu Mircea. Sunt locuitor a Comunei Rădășeni prin căsătorie. Faptul ce ne interesează și de care ne bucurăm că ați venit aici la noi, vrem să vă spunem că în 2002 n-am mai primit pe terenul care l-am primit de la părinți, de la așa, moștenire, nu am mai primit niciun fel de dividend, niciun fel de recompens, de plată, da. Dar noi am plătit impozite și tot ceea ce a trebuit pe acest teren. Folosența au făcut-o alții. Deci buzunare plină la alții. Din buzunare, intră în buzunarele altora. Tigaia lor e plină de pește. Da. Am încercat în 2002, când s-au făcut contractele, să spun la o serie de oameni să nu semneze contractele, că asta este o înșelăciune și... Contractele cu ce? Cu noua firmă, nu? Contractele cu... Capital privat. Capital privat. Da. S-a desființat pescicola și s-au... Pescoliv, nu? Pescoliv. Da. S-a desființat pescicola și au primit fel de fel de denumiri, fel de fel de... Iar noi... Tot la fel, am primit fel de fel de denumiri, numai cea de proprietari nu. Ba am fost acționari, ba am fost beneficiari, ba am fost una alta, numai proprietari nu.
Ne-am adresat la toate forurile, cel puțin eu personal. Am fost la doi dintre prefecți, cred că de câte trei ori la fiecare. La ce numici? Ne-a tot amânat și ne-a tot dus, care e la Parlament acum. Orestul Onofrei? Orestul Onofrei și la domnul Popescu. Da. Domnul Popescu... Domnul Arcadi Popescu, actualul prefect. Da. Domnul Popescu, chiar cu multă mărinimie din partea lui, ne-a asigurat că se va rezolva. Am purtat o discuție comună cu domnul Flutur, da, președintele Consiliului Județean. Da. La fel ne-a promis că se va rezolva, se va rezolva. Hotărârile judecătorești au venit în favoarea noastră. Sunt definitive și irevocabile. Definitive și irevocabile. Nu se rezolvă până în prezent nimic. Deci, bucurie în mâna altuia. Cum se cheamă chestia asta? Adică, eu am terenul, eu pun, lucrez, ca să zic așa, și produsul e altul. Dacă, haideți să luăm altfel. Dacă nu ați aveți o spață de teren, să zicem de porumb, da? De da. Un hectar. Da. L-ați lucrat. E terenul noastră, aveți documente pe el, așa cum aveți da, și documente da, de da. Proprietate pe acest teren, da? Da. De sub lac. Doar să-l cultivați, e bunul dumneavoastră și vine unul și-și umple sacul cu păpușoi după terenul noastră. Cum se cheamă asta? Eu cred că este o înșelătorie și un profit a unui grup de interese susținut de, așa zis, puterea politică locală. De puterea politică locală, nu? Da. Cine pentru că ne-au promis da. Cine? Deci județ, așa? Deci, prefectură, da. Comună, comun. Primar, din partea comunii, da. Din partea comunii cel puțin nu s-a implicat nimeni aproape deloc. Păi știți cum, cum e... Să ne ajute în treaba asta. Păi și neimplicarea înseamnă, știți cum, este, cum se spune, că un adevăr spus pe jumătate este minciună. Deci ne-a lăsat în voia sorții. Da. Să ne descurcăm. Noi ne-am descurcat cu ce? Cu judecăți, cu una, cu alta, cu alta. Și am ajuns în sfârșit până în momentul de astăzi, când am apelat și la dumneavoastră și cerem să ne ajutați. Ajutor din partea noastră 100%, când aveți nevoie. Problema este că noi, presa, din păcate, nu putem rezolva problemele. Numai ceea ce putem face este să le atragem atenția acestor oameni care au uitat că sunt români, au uitat că sunt suceveni, să își întoarcă capul din când în când și câte problemele noastre. Am spus de multe ori și repet, mă tot leg de încrângătura de interese. Da. Deci e un grup de oameni, un grup de care vor să profite de terenurile noastre și de tot ceea ce se face pe ele, peste iar noi unul nimic. Unul din partea au dat mâna peste iaz și au spus nu la oameni nimic, da? Numai la noi. Nu că au dat mâna, au luat și niște hotărâri prin darea de mână. Împotriva noastră. Da. Ce spun? Lasă-i să zbată ca apa din maluri, așa cum se zbate în iazuri. Ce speranță avem? Eu personal am nădejdea în justiția română, care până în prezent ne-a dat toate hotărârile nu în favoarea noastră, că trebuia să le dea în favoarea noastră, adică din mila cuiva. Deci s-a procedat așa cum trebuie, în spiritul adevărului. Dar mergem pe principiul ăla bătrânesc care spune așa, până când ajungi la Dumnezeu, îngerii îți scot ochii. Satul Pocoleni, am sărit gardul la școală? Nu l-ați sărit, l-a trecut direct, că nu există. Deci școala nu are gard? Are. A fost, nu mai are. Iazul are pește? Iazul are pește? Iazul are pește? Nu știu, pești mănâncă cei care nu au pământ iaz. Deci care nu noi e? Care avem pământ iaz nu mâncăm. Cum vorbiți? Grumăzescu, Mihai. Pământul acest, eu îl consider naționalizat. În democrație se poate să fie un pământ naționalizat? Nu știu dacă democrația sau conducătorii la București, cei care fac legile, dacă le respectă. Noi nu vedem respect pentru noi. Pești, noi am primit o perioadă pești, am avut contractul numărul 14, că am zis că nu vreau să-i distrug iazul. Acest iaz trebuie să mențină, pentru că nu se mai poate face recolta care spuneați dumneavoastră, eu numeam Bărăganul Redeșenilor, pământul de iaz. Să trecem și la constatarea noastră, vă numiți? Marian Gheorghe. De când ați mâncat pești? De 5 ani. La conservă? Da, la conservă, da. Inventez-o că plătim impozit, da? Eu pește impozit pe iaz, da? Și pește nu ne dă, cota nu ne dă. Cât a fost înainte PDSR-ul
luăm cotă în fiecare an, da. De când a intrat PDL-ul, da. Nu se mai dă un pește. Păi poate pește portocaliu și nu vrea să-l dea dumneavoastră. Păi, domnul Sutur de la județ a dat el o lege când era ministrul agriculturii, așa. Ca să nu mai profităm și noi de avantajul ăsta pe pământul nostru. Și în primul rând am act de proprietate. Păi să nu mai spuneți că nu vă dă domnul Sutur nimic. V-a dat o lege ca să nu mai luați nimic. Da, tocmai, de asta. V-a dat ceva? Ne-a dat legea. Să trecem la următorul... cetățean. Bună ziua, cum vă numiți? Pașcovici Vasile. Pașcovici Vasile. Domnul Pașcovici, cum e cu peștele ăsta? Cum s-a împuțit? Nu că s-a împuțit. Miroasa pește? Miroasa pește, da. Împuțit? Împuțit. Cum să fie? Noi de atâta timp nu mai luăm de 6 ani nimic, s-o dat, până acum s-o dat, câte un kilogram de iar, acum nu se mai dă nimic. Nu știu cine îl ține, cui teren, noi avem, eu am titlul de proprietate. Nimic, noi plătim... Câte lume aveți acolo? Un hectar. Deci trebuia să luați 9200, da. 100 de kilograme luam, da. Aproape, la, da. Și acum nu luăm nimic. Și mai ales eu nu lucrez, soția nu lucrează, nimic cu altceva. Ce vă dădea? Păstră, somn, ce vă dădea? Nu, niște fitofag. Și le rămânea lor prin cofie pe acolo, da, atât. Da. E de țânțare. Haideți să trecem și la domnul? Da, grumăzesc cu toaliere. Câți ani aveți? Aproape 80. Fără doi. Mulțumesc, asemenea. Peștele de la cap se împute? Piersele, cam toți sunt puțe de la cap. De la cap, nu? Da, și piersele și oamenii toți la cap sunt puțesc. De la cap, nu? Da, păi da. Când dracu vrea să-și poată joc de el, ia mințile, nu? Păi da, cum, da, nu sunt puțași și capul. Da. Și, iazul e aproape de mine, la 400 de metri de parte de mine. Păi și nu vă bate gândul seara? Da, dacă bate vântul, aduce și miros de piersele. Da. Dar dacă, cu miros, sunt ce saturi. Nu te saturi? Nu te saturi. Ne. Aveți pensie? Cum? Pensie, am pensie, am de 300 de franci. No. E bun. Păi zic că... Păi da. Ce nu mai trebuie pește? Cum? Nu mai aveți nevoie de pește? Nu am nevoie de pierd. Dacă cumpăr 5 kg de pierd și îmi dau pensie. Cât teren aveți acolo? Am văzut 60 de ani. 60 de kg de pește? Și... Ne, trebuia să îngheie, dar m-am judecat vă 7 ani de zile cu vă câțiva oameni din Pocolen, da. Pentru suhatul din Bahnă. Da. Că odată o băgat apă și în suhatul Hitler. Da. Și ne-am judecat și într-o lună câștigam, într-o lună pierdeam. Într-o lună câștigam și într-o lună pierdeam. Parcă este sportul studențesc. Un an în A, un an în B. Da. 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 Neagră și alba. Îl avem lângă noi pe un veteran de război. Bună ziua! Da, bună ziua! Mă știu Petra Grigori. Petra Grigori, nu? Da. Câți ani aveți? Numai 90. 90? Da. O să fiți sănătos. La pierșe dumneavoastră. Dar văd că vă mișcați. Unde plecați acum? Mă duc că am seama la cămin cu pământul să dau niște fielatii. Tot cu pământul? Păi asta e cu, asta cu, cum se spune, care luăm noi. La pământ. Am înțeles, pentru... Da, să vedem șansă, da, să fac planul, da. De culturi. Am planul de cultură. Nea Grigore, spune-mi, mă, am înțeles că ai și niște iaz. Niște iaz, niște lușuri de apă. Scumpii mei, am. Câte hectare ai? Păi n-am hectare, eu am mai puțin ca alții. Da. Dar nu rău ca cineva să-ți bată joc de mine. Sau nu numai de mine, că sunt atâția oameni, domnule, care au pământ pe iaz. Acesta pământ de pe iaz a fost cel mai bun pământ a comunii. Nu a fost pământ de asta, cum să spun eu. Pământ rău. Rău, netrebnic. Da. Da. Acolo se făcea recoltă, se făcea sfeclă, se făcea porumb, se făcea urși și samanai. A fost o parte și fân și era cel mai bun fân. Care se hrănea vitele. Mata și de copil acolo, nu în locul ăla. Păi eu sigur că de copil, tot de la părinților ăla, de la așa. Și după aia a venit comuniștii și au luat pământul, da? A venit colectivul, domnule. Așa. A fost colectivizare, se făcea de acolo, aducea cartofii cu mașinile, grâu, porumb, sfecă, prăjeră pentru vite. După care s-au hotărât să-l umple cu apă locul ăla, nu? Să-l diguiască. O venit, cine o venit, nu știu, n-aș putea să vă spun, și-a făcut tranzacția și s-a luat acolo pământul ăla ca să facă iazul. Da. Ne dea pești. Da. Așa.
cât a fost colectivul, nu știu dacă am luat pește în 2 ani de zile. Pe urmă a dat bă câțiva ani pește remunerate, dar și așa la ne l-a dat puțin și care i-a rămas lor și al mai rău. Și pe urmă a venit... Cum îi spune? Pișicula. Pișicula. După Revoluție. După Revoluție. După Revoluție și-a zis, doamne, falimentăm, nu mai dăm nici om pește nică. Și ne-a trimis la fiecare plic acasă de faliment. Ca până la urmă să-i trezim că pământul nostru e vândut. Ne-am dus la domnul Puțul, care era ministrul agriculturii și ce e de cap. Eu și personal am vorbit cu el, i-am dat, cum se spune, plângere semnate de oameni, așa. Și m-a rezolvat ceva? Nimic nu a rezolvat, un an de zile. L-am urmărit când a venit la omor. Când am spus să stau de vorbă cu dânsul, zic, domn ministru, uitați-vă care-i treaba cu pământ așa, că acum e, că acum ai și glonțul din pușcă, așa au făcut. Nu l-a interesat? Nu l-a interesat. Acum aud că pământul nostru e trecut la apele satului, dar doar așa, domne, nu-i gerta Dunării, nu-i așa, bă, nimic. Aici a fost pământ care, dacă o poate n-avea pământ, azi nu se merita, domnul meu. Ca să vă spun. Acum, deci, lasă să spuneți că pe vremea CAP-ului mai primești ceva pește. Da. Acum mai primești ceva? Nimic. De deci e mai rău, astea, e mai rău decât pe vremea CAP-ului? Nimic. Mai rău. Mai rău. E greu ce îmi spuneți acum, e foarte greu. Adică e mai rău decât pe vremea comuniștilor. Domnule, e mai rău decât vremea comuniștilor. Și vă spun adevărat. Drept care au rămas să conduce țara, stăți legionarii care au fugit de Antonescu. S-au dus în Rusia și au venit comuniști și au distrug țara. Deci ăștia distrug țara acum? Da, distrug țara. N-ați și prin noi ne, o tindec. Eu am muncit atâta timp și am fost și prizonieri. Și ne-au luat de acolo 25 de lei de la prizonierat. Vă luat bani și din alocația de prizonieri? Da, așa în doar unui pensie de stat, nu nimic. Vă luat și de acolo? Da. Deci și... bani pe suferința noastră, pe amărăciunea care ați trecut-o prin lagările sovietice. Scumpul meu, nu vă supărați. Îmi fac Sfânta Cruce când creștine să nu mai trec bine și am trecut. Să nu mai treacă nimeni prin cea secundă noastră. Plâng și am plâns, mâini digerate, pe front, am luptat, du-te, vine, treci unul peste altul, ajungi la bagnete. Pământ de la obuz de tunul m-a lovit. Și acum nu le rușine, Nea Grigore, nu le rușine să, măcar, măcar să te respecte acum, măcar să te lase să mai trăiești viața pe care o mai... N-avem, doamne, să fie lungă. Nu avem nici un fel de dreptate. N-avem niciun sprijin, nu? Că eu am lucrat și la colectiv și la stat. M-a prins o zică oriând de la colectiv, de care să mă leg, ori de la stat. Așa de la stat era mai mare pensie. Și m-a prins cu 380 lei de la colectiv. La toți care nu au fost, au avut pensie de stat, le-au mărit la colectiv, mie nu. Și eu mă duceam ziua și făceam servici la stat, și după masă vineam și până în noaptea mă duceam și făceam pământul la colectiv și la așa. Dacă, la... ar fi domnul Frutul lângă dumneavoastră acum, ce i-ați spune? I-a spune să-i fie rușine. Asta i-a spune. Fiindcă nu au cuvânt. Nu au cuvânt? Nu. Eu vă spun sincer, am 90 de ani, la mine, tata meu când a spus da, a fost da și nu, nu. Și eu în familie mea, tot la piele. Dar da la mine și nu, nu, niciodată. Nea Grigore, să te lăsăm să fii sănătos, să îți trăiești o viață lungă în continuare, dar măcar ceva mai bună. Nu văd. Nu văd. N-am nicio speranță că ultimii ani de viață... Așa cum mă vedeți de bătrân, eu șetez și acum, șetez cărți, orice carte o prind. Și am șetit mult. Un student nu șetit cât am șetit eu. Da. Asta vă spun. Și dacă vreți să vă mai întrebați, poate nu și eu. Adonea și... Grigore, venim pe 2 octombrie înapoi când o să fie adunarea generală a proprietarilor. Da. Și am făcut atâtea adunări, domne, am strâns bani, am și auzi, am dat, am cheltuit și fac
facem patru oameni, numai cu omul ăsta să-ți bage, ca să ne scoate și nouă în drept. Nimic. Nu ne aude nimeni, domnule. Nu vă aude nimeni. Înseamnă că n-avem conducători? Domnule primarul, cred că i-a amestecat cu dânșii acolo, la un loc. Și primarul crezi că i-a amestecat cu dânșii? Așa, că văd că paznici la ea, aduc pești și vând. Din peștele dumneavoastră? Da, din peștele nostru, dar noi nu luăm un pește. Eu dacă și eu un pește, să mă duc. Să-l cumpărați. M-am acolo, băi, am și eu pământ, azi, dă-ne un pește, când vezi. Ai parale? Ai racheu? A, racheu sau parale dacă aveți? Da, dacă ai parale sau racheu, ieși, dacă nu, nu. Asta e toată treaba. Da. Și aici pământ, aici nu trebuie să fie iazuri. La final de emisiune, sunt multe de spus, sunt multe de spus. Spuneți-mi ce o să fie în viitor. Noi vom încerca să aducem pește pe mesele oamenilor ca să se observe că rezolvăm concret problema. Numai așa poate pricepe fiecare faptul că această problemă e rezolvată. Administrația, din păcate, a rămas cam în urmă. Inactivitatea ei, inacțiunea administrației, ne poate duce până la CEDU. Noi deja avem proiectul să plecăm individual cu cereri, chiar dacă am câștigat procesul în România, dar faptul că nu se aplică de atâția ani hotărâri judecătorești definitive și irevocabile, pe unii dintre noi i-a dus în pragul răbdării. Sperăm să nu fie, adică mă gândesc că nu e momentul și nu este util nici pentru noastră și nici pentru imaginea României o revoltă populară, adică este ușor de ieșit în stradă cu parul. În niciun caz nu vom face această revoltă. Noi avem o adunare de generală pe data de 2 octombrie și vom discuta cu cetățenii, vom lămuri. Rostul asociației este rezolvarea legală acestei situații și din cauza aceasta ne-am luat aliați presa și justiția. Se pare că aceste două puteri în statul, că presa este o putere mai degrabă consultativă, sau cum să vă spun. Produce mare deranj, vă asigur. Mare deranj produce pentru că asta este rostul nostru până la urmă. Mai spuneam cuiva că pentru un șoric gros trebuie un ac foarte mare și foarte gros. Adică vedeți că oamenii ăștia n-au niciun fel de problemă. Pentru ei contează mai puțin problema oamenilor de aici și din mai multe locuri. Aici este și vina noastră. Nu suntem încă antrenați pentru democrație. Mai trebuie probabil 20 de ani. Nu știm să votăm, în primul rând. Nu știm să votăm și cred că trebuie să fim un pic mai uniți. Aveți foarte mare dreptate. Ca să putem scoate căruța din drum, trebuie să fim uniți. Și v-aș arăta acest fals. Da. Care a fost plimbat la toate instanțele și față de care nu a luat nicio instituție atitudine. Spuneți-mi povestea falsului. Înainte de a... Deci s-au semnat contracte de arendă cu cetățenii, da. Și pescolivul domnului Melinte avea nevoie de un contract care să fie anterior încheierii contractului de arendă. Ca deci să... antedatat. Și aș întocmit acest act în tripla dumisale calitate. Era administrator la piscicola ESA, Sucea de Stat, era administrator la pescolivul dumisale cu sediu în apartament. Așa. Și era și director la CNAFP Iași, Compania Națională de Administrare a Fondului Piscicol Iași. În această triplă calitate a reușit să pună mâna pe Condei și să întocmească contractul de asociere în participație numărul 469 din 29-2003, încheiat pe baza unui legi din 2004, legea 298-2004 de modificare legii pisciculturii. Deci legea care există. Pe scurt, să o scurtăm. Deci falsifică un document, spune că are un document, un contract de fapt, da? Exact. Pe care îl antedatează, da? Îl antedatează. Adică spunem așa, eu preiau chestia asta în primire, pentru că deja am contractul făcut cu proprietarii, da? Sigur, preiau, dar în baza unui legi din 2013, să spunem. Pentru că în momentul în care el desfășura o activitate, da? Desfășura activitatea de piscicultură. Da. Să poți desfășura activitatea de piscicultură, trebuie să ai lac. E adevărat, trebuie să aibă obiectul de activitate. Lacul nu era al lui. Deci, prin asta recunoaște, domnul Melinte, recunoaște că lacul nu e al lui. Implicit ne recunoaște dreptul de proprietate, sigur. Deci el putea să facă activitatea asta numai în cazul în care demonstra că are unde să facă piscicultură, exact. Nu? Acesta e documentul din al lui. Nu în chiuvetă, nu? Așa arată documentul lui de proprietate. Acesta e documentul lui de proprietate. Încheiem aici emisiunea noastră de la Rădășeni, promitem că revenim, o să vă fim alături până la victoria finală. Noi vă mulțumim și avem toată încrederea în dumneavoastră și în justiție. Doamne. Mulțumesc.